Stimați ascultători, sunt Victor Dobrescu și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Adevăruri Esențiale. Astăzi vă supun atenției următorul subiect. Adevărul despre participarea Domnului Iisus la ultimul Paște al iudeilor. Începând de la vârsta de 12 ani, Domnul Iisus Hristos a fost prezent de 21 de ori la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui și a azimilor. Conform celor scrise în capitolul 23 din cartea Leviticul, aceste sărbători durau împreună 8 zile consecutive, din 14 Nisan până în 22 Nisan. În anul 3793, de la întemeierea lumii, echivalent anului 33 după Hristos, în data de 14 Nisan, în ziua 6-a săptămânii iudaice, echivalentă zilei de joi, la cea de-a 22-a prezență în Ierusalim, ultima, Domnul Iisus Hristos, în vârstă de 33 de ani și jumătate, a luat parte doar la sărbătoarea Paștelui, în amintirea Exodului, adică a ieșirii poporului Israel din Egipt, iar în timpul celebrării Paștelui a instituit noul legământ, anunțând din nou ucenicilor jertfa sa pentru izbăvirea omului de sub puterea întunericului. Aceste două evenimente, ieșirea Israelului din Egipt și instituirea cinei Domnului, îl au ca autor pe Dumnezeu Fiul, a doua persoană din Dumnezeire, care i s-a arătat lui Moise într-o teofanie ca îngerul Domnului, vorbindu-i din rugul aprins. Și s-a întrupat în Iisus din Nazaret în urmă cu peste 2000 de ani. Cu 6 zile înainte de Paște, Domnul Iisus a venit în Betania unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Iar în data de 9 Nisan, ziua întâia a săptămânii iudaice, anul ebraic 3793 de la întemeierea lumii, echivalentă datei de duminică 30 martie, anul 33 după Hristos, a avut loc intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim, împlinind profeția din Zaharia 9:9. Intrarea în Ierusalim pe un măgar indica faptul că Domnul Iisus era împăratul care aducea pace, iar curățirea templului indica faptul că va face și curățirea de păcate a oamenilor. Însă, blestemarea zmochinului demonstrează că Domnul Iisus a venit la ei săi să caute rod și n-a găsit. Pedeapsa căzut asupra zmochinului îl reprezintă pe Israel, care l-a respins pe Domnul Iisus ca mântuitor. În Evanghelia după Matei, la începutul capitolului 26, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: știți că după 2 zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Astfel, Domnul Iisus în ziua de joi a trimis pe Petru și pe Ioan în Ierusalim să pregătească masa de Paște. La acel moment, mielul de Paște al fiecărei familii era sacrificat în templu și la ora 6 seara începea în fiecare casă să se mănânce mielul de Paște. Pentru poporul Israel, masa de Paște era momentul în care își aduceau aminte de izbăvirea de sub jugul robiei egiptene, după cum este scris în Exod capitolul 12. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Când a sosit ceasul, după ce mai înainte a spălat picioarele ucenicilor, Domnul Iisus a stat la masă cu cei 12. După mulțumirile aduse lui Dumnezeu, s-a băut primul pahar de vin și apoi au mâncat pâinea înmuiată în ierbura mare. Acesta a fost momentul când, conform Evangheliei după Ioan, capitolul 13, Domnul Iisus a spus: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Îndemnat de Petru, apostolul Ioan a întrebat: Doamne, cine este? Domnul Iisus a răspuns: aceluia căruia îi voi întinge bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu. Cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda. Iisus i-a zis: ce ai să faci, fă repede. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. În Evanghelia după Luca, în capitolul 22, sunt consemnate cuvintele Domnului Iisus. El le-a zis:
Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Dacă n-ar fi Evanghelia după Matei, capitolul 26, cu versetul 27, nu am ști că Domnul Iisus a spus, beți toți din el. Dacă n-ar fi Evanghelia după Marcu, nu am avea o cunoștință sigură că ei, într-adevăr, au băut toți din el, fiindcă numai el singur amintește și toți au băut din el, după cum este scris în capitolul 14, cu versetul 23. Dintre evangheliști, Luca este singurul de la care aflăm că această cină urma să fie instituită permanent în amintirea Domnului Iisus Hristos, după cum este scris în capitolul 22, cu versetul 19. Iar apostolul Pavel, în 1-a epistolă către Corinteni, la capitolul 11, cu versetul 26, este singurul care relatează faptul că prin mâncarea cinei se vestește moartea Domnului Iisus Hristos. Pâinea vorbește despre trupul Domnului Iisus frânt pe cruce. În cartea lui Isaia, în capitolul 59, este scris, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. În consecință, zidul de despărțire al păcatelor dintre Dumnezeu și om era simbolizat de perdeaua din templul de la Ierusalim, unde preotul intra o dată pe an. Perdeaua s-a sfârșit când Domnul Iisus a murit pe cruce. Drumul la Dumnezeu a fost deschis prin frângerea trupului Domnului Iisus Hristos. Este scris în Evrei, capitolul 10. Astfel deci, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Paharul vorbește despre legământ. În cadrul relatărilor despre cina Domnului, se face mereu referire la pahar sau la rodul viței și nu la vin. Băutura reprezintă sângele ce parafează legământul cel nou pe care Dumnezeu îl încheie cu cei care se încred în Fiul Său. Este un legământ prin care Dumnezeu promite să ia jertfa Domnului Iisus ca suficientă pentru iertarea păcatelor noastre. Legământul de la Sinai, cuprinzând legile lui Dumnezeu și normele lui de aplicare, care se găsesc scrise în cartea Exodul, de la capitolul 20 până la capitolul 24 cu versetul 8, a fost pecetluit cu sânge de către Moise, dar mai târziu a fost rupt de către popor. Prin profetul Ieremia, în capitolul 31, cu versetele 31 la 34, Dumnezeu a anunțat un nou legământ, împlinit de Domnul Iisus Hristos în seara de joi dinaintea crucificării. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, fiindcă le voi ierta nelegiuirea și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatul lor. La finalul acestei ediții vă rugăm să rețineți următoarele adevăruri esențiale. În anul 3793 de la întemeierea lumii, echivalent anului 33 după Hristos, în 14 Nisan, în ziua 6-a săptămânii iudaici, echivalentă zilei de joi 3 aprilie anul 33 după Hristos, la cea de-a 22-a prezență în Ierusalim, ultima, Domnul Iisus Hristos, în vârstă de 33 de ani și jumătate, a luat parte doar la sărbătoarea Paștelui, în amintirea ieșirii poporului Israel din Egipt. În timpul celebrării Paștelui,
Domnul Iisus a instituit noul legământ prin care Dumnezeu promite să considere jertfa Domnului Iisus ca suficientă pentru iertarea păcatelor noastre. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată acestei ediții a emisiunii Adevăruri Esențiale și doresc să ne auzim cu bine la următoarea ediție. Până atunci, toate cele bune!